Probably many people even don't know where is Moldova. It's a former Soviet Union country. We are situated between two big countries as Romania and Ukraine, but unfortunately we are also a poor country. There are no jobs in this country. That's why parents try to find a better work, better employment abroad. Children are suffering probably the most in this situation. În timpul de față avem această provocare, peste 100.000 de copii din țara noastră sunt cei care nu au părinți în țară. Pentru că copiii nu sunt doar viitor, sunt și prezentul țării noastre. My hope for Moldovan's children is that they receive Jesus and they understand that Jesus is the person who wants to show them his life and he will be their Lord forever. La 7 tot timpul mă scol. Mă scol, îl îngrijesc pe bunica, o hrănesc. Îmi pregătesc hainele pentru școală. Și mă apuc de lecțiile să învăț pentru a doua zi la școală. Mama mea este decedată de 2 ani. Eu sunt singură, nu am frați, nu am surori, doar cu bunica. Marina's life is a unique situation. She's 16. She doesn't have parents. She has a grandma who is blind, so she is doing everything. Several years ago, when she was a young child, she received a shoebox. This shoebox led her to the local church. Now local church is part of her family. Now local church helps her with her house or any other needs that appear. Several years ago, Samaritan's Purse came to this country. Today, Operation Christmas Child comes with gifts. And shoeboxes open children's hearts. So when a child receives this shoebox, he understands somebody loves him. Da, au fost niște emoții care m-au cuprins, adică într-o măsură, adică am fost foarte bucuroasă că am primit un cadou. Pentru că nu eram cu Dumnezeu, viața mea era altfel, dar acum am schimbat cu mult. Mai simt foarte bine, mai simt bine pentru că Dumnezeu face așa că tot să fie bine în viața mea. In Moldova, there are still strong beliefs that communism can be an answer to this country. In Soviet Union times, when belief and Bible were forbidden things, believers still were growing in this country. A decision to become part of the church was not a joke. You would risk your life, you would risk the life of your family, of your relatives. Bibles were smuggled across the border. Still, the Word of God lived here and grew. M-am pocăit, interesant că transmisiuni pe radio din afară am ascultat și asta m-a dus la pocăință. Asta a fost scopul meu din totdeauna, de când m-am întors la Domnul. Până la perestroică am fost persecutat, a fost mai greu, n-am avut posibilitatea asta. După perestroică s-au deschis multe oportunități și am început să mergem să facem misiuni în școală, apoi chiar în tot sudul Moldovei, am pornit o mișcare evanghelistică. Now it's a time, because we have a freedom, we have the possibilities. We need to use the time right now for spreading the gospel and say that Jesus can save your life. Cine este pentru voi minunatul Salvator?
The Greatest Journey, it's a very important tool for the churches. Through this Bible studying, children can pass through the Bible through 12 lessons. După ce am primit acest cadou, am participat la lecțiile cea mai minunată călătorie, după care am început să predau eu aceste lecții altor copii cea mai minunată călătorie. În timpul minunată călătorie l-am primit pe Domnul Iisus ca Mântuitor. Through the Greatest Journey, many children's lives was changed totally, and now they're serving the God, now they're part of the church, now they're preaching the gospel to their classmates, to their colleagues. Aș vrea ca să le spun o mulțumesc, fiindcă datorită acestui curs am putut ca să-mi îndrept unele greșeli ale vieții. Am vrea să mulțumim din suflet la toți cei care au inima deschis larg pentru cadourile de Crăciun. Într-o zi atunci vor înțelege câte uși au fost deschise, câte inimi au fost atinse, câtă bucurie au produs la mii de copii care în viața lor nu au avut cadou. Să aduc mulțumirii la toți cei care fac lucrarea asta extraordinară.